la care Constanța, bazinul central a fost schimbat. De la un bazin cu sturion bătrâni, la un bazin cu pești de Amazon tineri, care vor avea cei bătrâni și mari. Este vorba de Colosoma, de Opirania uriașă, este vorba de Chitala, de Aruana. Sunt foarte multe specii interesante, Tigrinis. Sunt foarte multe specii interesante care vor crește mare. Avem și pisică de Amazon și sunt specii care trăiesc în temperaturile actuale, temperaturile corespunzătoare schimbării climaterice, respectiv încălzirii globale. Și anume 28 de grade. La 28 de grade, pești din Marea Neagră, ce încercam noi și ce am încercat ani de zile să ținem aici un bazin de Marea Neagră, suferă. Și în fiecare an, în perioada pescuitului de 15 iulie, 15 august, aduceam pești care ne mureau dacă reușeau să treacă de șocul la termic, undeva în primăvara anului următor mureau. Ăsta este motivul pentru care am zis să gândim un alt sector pentru pești de Marea Neagră, care sunt pești criofili. Mai mult, pești de Marea Neagră, fiindcă Marea Neagră are un grad mare de turbiditate, sunt pești foarte puțin colorați, foarte puțin interesanți. Dincolo că îi poți vedea în farfurie, dincolo că îi vezi inclusiv în acvarii pe la cash and carry-uri, cel mai important lucru este că omul vrea să aibă spectaculozitate, iar acești pești din Amazon sunt pești care și acolo, dacă i-am prezentat și am fi acum în Brazilia, am zice că sunt pești prea comuni, sunt pești care ajung prin farfurii, toți sunt comestibili, însă pentru noi sunt pești exotici, pești deosebiți. Apă 28 de grade, filtrare foarte modernă și mai mult, apă dulce. Menținerea unui bazin atât de mare, de 40 de metri cub cu apă marină, creează probleme, fiindcă înseamnă o schimbare frecventă a apei. Sursa de apă marină este aproape, dar posibilitatea ca să ne conectăm la mare pe sub faleză nu a existat. Pe deasupra falezei, în timpul sezonului, e cam greu să punem o manică și să tragem apă din Marea Neagră. Iată de ce eu susțin, cred, am convins și polul științific al acvariului Constanței, mă refer la directorul științific, mă refer la șeful de secție, ichtiologi, ca să schimbăm bazinul de așa zisă Mare Neagră, care de fapt conținea numai niște sturioni, altfel de apă dulce în general. Sturionii pot trăi în Marea Neagră, dar asta nu înseamnă că sunt pești de Marea Neagră, sunt pești eurihalin, însă predilecți pe apă dulce, se reproduc numai în apă dulce. Și nu era, după părerea mea, științific corect, fără a mai spune că din punct de vedere medical nu este de menținut niște pești cu vârstă înaintată, cu tot felul de afecțiuni cutanate care se acumulează pe măsură ce trece vârsta și buboși urâți, era păcat. La un moment dat au scos 6 dintre ei care erau mai urâți, după care au rămas cu 6 și noi a 6 vârsta și a spus cuvântul și am convins și uite ce frumos avem Pirania uriaș, uite ce frumos arată acest bazin, care, atenție, abia a primit de mâncare. Este și mai clar după câteva ore de filtrare.